Să împărtășesc câteva lucruri, după care să lăsăm în urmă și celor din sală pentru întrebările despre ce este întâmplă despre temele discutate aici. Și voi spune câteva cuvinte din perspectiva traducătorului. Într-adevăr, ceea ce am făcut noi a fost să selectăm aceste eseuri, să le grupăm. Și ne-am bucurat aici și de ajutorul și de binecuvântare, să spunem așa, numele lui Joseph Pierce, unul dintre cei mai mari specialiști în nota lui Chesterton din mediul academic anglosaxon american din acest moment din lume, care a supervizat selecția noastră și a avut bună dorință să scrie un cuvânt înainte, care face parte din Chesterton este un autor extrem de solicitant, pentru că are un stil cu totul și cu totul particular, unic, inconfundabil. Oricine citește o pagină sau un paragraf sau chiar două rânduri din Chesterton și cunoaște stilul, e imposibil să nu spună, da, acesta este Chesterton, chiar scos din contextul oricărui volum. Dar acest stil îl face și foarte dificil de tradus, pentru că dacă vrei să prinzi toate nuanțele estetice, riști să faci compromis pe barierul semantic, riști să distorsionezi înțelesul. Dacă vrei să plătești un înțeles foarte curat în frazii, atunci riști să pierzi tot mai frumusețea frazării și a esenții lui Chesterton, scripirile lui, care sunt aproape la fiecare frază. Iar Gerger Bernshaw, unul din adversarii lui Ideea, deci el mi-a autor de un geniu colosal. După cum am zis, fiind și un personaj colosal, în multe alte privințe, el lumea despre el și spunea, m-am oprit de crescut pe verticală și atunci am continuat să cresc pe orizontală și nu m-am oprit niciodată din crescut. Dar, într-adevăr, într-un fel, înțelegem, e ușor de înțeles de ce alte traduceri, și nu vreau acum să înțeleg în greu niciun fel de alții traducători. De exemplu, a avut o traducere absolut superbă, după care am spus curător, unul din romanele cele mai importante ale lui Chesterton, semnată de Antoaneta Aragon, care curge foarte, foarte bine și acesta a fost un model pentru mine. Însă alți traducători au reușit mai greu să găsească acest care din ideile foarte clare și cursive și a surprinde și ceva din frumusețea frazărilor din Chesterton. Acum, câteva lucruri și din perspectiva, să spunem, celui care a fost implicat în ultimii ani și în aceste bătălii politici culturale de la noi, în jurul referendumului pentru familie, dar și în jurul unor alte subiecte, să spunem așa, de familie. Chesterton, dacă îl parcurgem și cumva aceste eseuri le-am selectat, exact în perspectiva acestor tematici foarte actuale ale zilele noastre, o să vedem că el a fost implicat în toate bătăliile culturale ale epocii sale și în foarte multe privințe a fost un actor profetic, care nu numai că a descris foarte bine starea de fapt, natura acelor idei progresiviste foarte la modă și în vremea lui. Să ne amintim numai că eugenia era ceva foarte căcat în ei și
Chesterton este primul care scrie o carte împotriva eugeniei și singurul care scrie o carte împotriva acestui curent în anii 30. Și vede foarte bine care sunt consecințele, unde duc aceste idei. Ce înseamnă, de fapt, acest purism al ideologilor, care e tot o formă de simplificare, până la urmă. E tot un mod foarte, foarte simplist de a rezolva probleme foarte complexe ale societății. Și dacă ar fi să găsim un numitor comun al tuturor acestor ideologi și ideologi, este simplismul lor extrem, nu? Reduci complexitatea vieții, cum a spus și Minerva, la niște rezolvări unilaterale, cu toporul și, ca să nu mai spunem, de barbaria și de violența inumană acestor idei. Chesterton scrie împotriva lor, Chesterton scrie și despre multe alte lucruri, el vede cumva că atacul care se dădea în timpul său împotriva instituției căsătoriei, el chiar scrie o carte în apărarea căsătoriei, se cheamă despre superstiția divorțului, una din cele peste 100 de cărți scrise de Chesterton ale acestei teme. El vede că următorul atac va fi împotriva moralității și mai ales a moralității în plan sexual. Și vede unde vor duce toate aceste lucruri. Anticipează, am putea spune, revoluția sexuală în anii 60 și mai departe toate derivatele ei pe care noi le vedem luând aprobare în zilele noastre. Deci, când am făcut selecția acestui volum, am avut în minte cumva și aceste dimensiuni profetice ale Chesterton și am vrut să-l prezentăm pe Chesterton care vedea la vremea lui foarte în adâncime lucrurile, vedea foarte departe și oferea și argumente pentru a combate toate aceste erezii, cum le numește el, nu neapărat teologice, dar orice ideologie avea de Chesterton și avea rădăcina teologie sau într-o teologie simplificată și arită. Chesterton arată toate aceste forme teologice moderne, gnosticismul, scientismul și așa mai departe, sunt de fapt niște teologie extrem de simplificate, rudimentare și care sunt pur și simplu arite, sunt neproductive. Bun. Mai spun ceva despre metoda lui Chesterton. Și profesorul Virginie Moian a observat acest lucru într-un interviu, în discuția pe care am avut-o la Trinita SV, spunea că metoda lui Chesterton este una pe care o putem imita și putem aplica. În ce sens? În sensul în care el își actualizează limbajul, modul în care pune problema în care discută este unul foarte, foarte actual, adaptat dezbaterilor, adaptat chiar gândirii și logicii adversarilor, e adevărat că asta implică un efort foarte mare, în momentul în care ne facem un text slab, pentru a-și putea împachetea și prezenta ideile într-un mod care să fie atrăgător și acceptat chiar de cei care nu sunt pe aceeași frecvență cu ei. Însă acest mod a dat rezultate și citeam pe site-ul Societății Chesterton în Statele Unite că există peste 400 de persoane cunoscute, adică cazuri arestate, care s-au convertit la creștinism în urma parcurgerii operei lui Chesterton. Deci există, aș putea să spunem, poate fi o metodă răbitoare, mai ales când în ziua de astăzi existăm să intrăm într-un dialog al surzilor, atunci când ne prezentăm argumentele față de partea cealaltă care deja știe foarte bine ce vom spune, cum vom spune și care refuză să mai asculte și noi, la rândul nostru, sigur, refuzăm să ascultăm argumentele. Cel drept am reușește, sigur, cu foarte mult talent, cu foarte mult concediu, aș spune, dar reușește să depășească aceste bariere ale dezbaterilor, care nu mai sunt doar dezbateri, ci sunt, el chiar spune, la vremea aceea, sunt doar niște strigăte de pe celuilalt, fără să ai să te aștepți să te aude și fără ca tu să dorești să asculți. Ce aș mai spune la final, aș fi chiar un scurt fragment, dacă sunteți de acord, în Chesterton, poate asta ar fi cea mai bună încheiere. Dumnezeu numit despre eufemismele malefice. Apropo, da, Chesterton numește metodele folosite de acești ideologi
progresiviști, vorbește despre adevărată conspirație a lașilor și spune că niciodată omul curajos atacă sau ucide cu sabia, că lașul face cum să rupă. Adică niciodată nu vom vedea cum acești activiști ai progresivismului au curajul să atace frontal. Mai degrabă ei cu mine și așteaptă ca sau capcane și așteaptă ca cineva să cadă în aceste capcane. Și aici, în acest context, se încadrează acest fragment despre eufemismele maletice, din Dumnezeu care vorbește despre parteneriatul civil, o idee care era foarte cutting edge și la vremea lui Chesterton, pe care Chesterton o combate. Dar aici, în acest fragment, ajunge de la parteneriatul civil la așa mic birth control, controlul natalității. Și spune așa, acești prieteni ai franchieței, evident ce stătăm este ironic aici, se bazează aproape în întregime pe eufemism. Ei își introduc ereziile oribile sub nume noi și atent alese pentru a suna măgulitor, la fel cum furile erau numite eumenide. Numele sunt întotdeauna lingușitoare, numele sunt întotdeauna prostii. Numele controlului natalității, de exemplu, este o prostie în stare pură. Toată lumea a practicat întotdeauna controlul natalității. Chiar și atunci când oamenii se purtau într-un mod atât de paradoxal, încât îi permiteau procesului să se finalizeze printr-o naștere. Toată lumea știu dintotdeauna despre controlul natalității, chiar și când acesta lua forma sălbatică și de neconceput a controlului de sine. Întrebarea aflată în discuție privește diferite forme de prevenție a nașterii și nu o voi discuta aici, dar dacă aș discuta-o, i-aș spune pe numele adevărat. Același principiu se aplică și unui mai vechi ciop sentimental foarte drag celor franci și liberi, expresia iubire liberă. Și aceasta este un eufemism, adică este refuzul unor oameni de a spune ceea ce vor de fapt să spună. În acest sens, este imposibil să împiedici iubirea să fie liberă. Însă problema morală pusă pe tapet privește nu pasiunile, ci voința. Sunt multe alte exemple care pot ilustra acest soi de ficțiune politicoasă, aceste deghizări respectabile adoptate de cei care se buzduiesc mereu împotriva respectabilității. În viitorul imediat, probabil că vor fi și mult mai multe altele. Nu pare să existe niciun fel de limită necesară care ar putea să limiteze procesul. Și oricât de departe poate să meargă anarhia morală, ea poate fi mereu însoțită, de acest curios și compos ceremonial. Tânărul sensibil din viitor, nu-i se va cere niciodată să accepte falsificarea de falsificare. Va fi foarte ușor să o numească homeografie sau asimilare scriptică. Sau într-un alt fel care le va sugera celor simpli sau celor superficiali că nu s-a întâmplat nimic altceva în afară de un fel de socializare sau de unificare a scrisului de mână al mai multor indivizii. Nu ar trebui, precum marionestul domn Fejni, contrabandistul din romanul lui Bărătuț, să învățăm pe băieți să fure din buzunare, deoarece domnul Fejni devine mult mai puțin onest atunci când se transformă în profesorul Facinski, marele sociolog de la Universitatea din Viena. Însă ar trebui să numim furtul din buzunare cu un nume care implică transferul la ceva. Nu îmi amintesc pe moment cuvintele grecești, nici pentru buzunar, nici pentru batista de buzunar. Cât despre justificarea socială a crimei, aceasta a început deja și cei mai onești gânditori ar face bine să înceapă imediat